place, and we call in the name of God, our Father, and the Father of our Lord Jesus Christ. Bless this time as we dedicate, Lord, and as these young men and women dedicate their lives to you. God, we thank you for this wonderful opportunity that we have. We thank you that we have today. We know that tomorrow isn't promised, God, but today you have given us, and we rejoice this day. And we thank you, God, and we pray these things in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. You may be seated. Luați loc, vă rog. Avem două perechi de frați, cum ar veni, frate și sora. Și primii care vor intra în apa botezului și în ordine alfabetică sunt frații Andra, Jessica și cu Josh. Îi rog să vină aici. Uitați-i aici, ei cei care încheie procedura, lista de botez în familia lui Trandafir și Mari. Și sunt sigur și văd pe fața lor bucurie, văd bucurie pe fața familiilor lor. Văd aici pe unchiul Avram din Chicago, familia, văd verii voștri din Phoenix, iați și poate mai sunt și alții. Iar noi toți ne bucurăm de voi pentru că ați crescut în mijlocul bisericii noastre. Și ne bucurăm tare, tare mult. Iar cred că pentru Mari are o semnificație deosebită botezul vostru. Domnul să vă binecuvinteze. O să începem cu Jessica. Și Jessica. Jessica mi-a spus o întrebă românește. Jessica, crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi că El este Mântuitorul tău personal? Da, cred. Crezi că El ți-a iertat toate păcatele tale și te-a născut din nou? Da, cred. Până când vrei să-L urmezi? Pentru toată viața mea. Pe baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. I have decided to follow Jesus. Brother Josh, we stand here in front of all these witnesses, in front of your family, your friends, your relatives, fellow brothers and sisters. But more importantly, we stand in front of God. Josh, I ask you this question. Do you believe that Jesus Christ is the Son of God? Yes. Amen. Do you believe He is the Savior of the world, the one who forgives you of your sins, your personal Savior? Yes. And Josh, I ask you the age-old question, how long do you want to follow Him? For the rest of my life. Upon this confession of your faith, I baptize you. We baptize you in the name of the Father, and the Son, and in the Holy Spirit. The cross before me, the world behind me. The cross before me. Angelina Lingurar sunt în apa botezului. Au venit la biserică acum, sau adăugat la biserica noastră în urmă cu câteva luni și ne bucurăm tare mult de ei, ne bucurăm de familia lor și ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze. Sunt atât de bucuroși, au bucuria pe față și este o bucurie pentru noi ca să vă botezăm astăzi aici în fața familiei voastre și familia lărgită și a tuturor celor care sunt aici. Vom începe cu Angelina. Paul o să boteze pe Angelina.
Sister Angelina. Do you believe Jesus Christ is the Son of God? Yes, I believe. Do you believe that not only is he a Savior of the world, that he is your personal Savior, the one who forgives you of all your sins? Yes, I believe. And how long do you want to follow Jesus Christ? All of my life. On the basis of the confession of your faith, we baptize you in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Îmi place cum fratele Paul pune întrebarea, așa o pune de nu poți să spui nu. I love you, Paul. Frate Marc, crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi că El este Mântuitorul lumii întregi? Da, cred. Crezi că El este Mântuitorul tău personal, Cel care ți-a iertat toate păcatele tale? Da, cred. Câtă vreme te-ai decis ca să-L urmezi? Pe toată viața mea. Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Sora Lily, a venit ultima, dar a ajuns la timp, la botez. A venit săptămâna aceasta, s-a decis, așa cum a spus săptămâna aceasta, ca să se boteze și este așa o mare bucurie pentru mine și pentru familia care o ai aici, să putem în această zi să spun aceste întrebări fundamentale la care știu că o să răspunzi, dar este bine să răspunzi în public. Sora Lily, crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi că El este Mântuitorul tău personal, Cel care ți-a iertat toate păcatele tale și care prin Duhul Său Cel Sfânt te-a născut din nou? Da, cred. Cât te-ai decis, pentru câtă vreme te-ai decis să-L urmezi? Toată viața mea. Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Verișoara nu te pricepe. I know. Emily, my cousin. It's a very special day. You look over at your parents and your family and relatives, everyone here who loves you and supports you. I'm going to ask you this question, Emily. Do you believe that Jesus Christ is indeed the Son of God? Yes, I believe. Do you believe that He's your personal Savior? Yes, I believe. And He's the only one who can forgive you of all your sins. Do you believe this? Yes. And Emily, how long do you want to follow Jesus Christ? For the rest of my life. Emily, it is my privilege to baptize you in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. I heard the sound. No, it's
Rebecca este în apa botezului. Este fericită. I-am spus, uite-te acolo la părinții tăi, la bunicul tău. Sunt toți bucuroși. Uite de la toți tinerii care astăzi se uită la tine și sper că într-o zi să-ți urmeze exemplu cei care nu s-au botezat încă. Cerul întreg este martor în această seară. Rebecca, te întreb, crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi că El este Mântuitorul lumii și Mântuitorul tău personal? Da, cred. Crezi că El ți-a iertat toate păcatele tale? Da, cred. Până când vrei să-L urmezi? Pentru toată viața mea. Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Valerie Anna Graviloni, do you believe Jesus Christ is the Son of God? Yes, I believe. And do you believe that He is your personal Savior? Yes, I believe. And the one who forgives you of your sins? Yes. And how long do you want to follow Jesus Christ? For the rest of my life. God bless you. And upon this, a confession of your faith, we baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. No turning back, let's praise my Lord. Astăzi ești îmbrăcată în alb, astăzi devii parte oficial din Mireasa lui Hristos, mai ai 2-3 luni și o să fii și mireasă și mă bucur de lucrul acesta. Yes, it's right. She's gonna get married. Te întreb astăzi înaintea părinților tăi, a familiei, a prietenilor tăi, a tuturor celor care te cunosc, crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi că El este Mântuitorul lumii și Mântuitorul tău personal? Da, cred. Pentru câtă vreme te-ai decis să-L urmezi? Toată viața mea. Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Sister Emma Saroni, look around, see if you could spot your family, your relatives, all 99 of your cousins, Philip Baptist Church. You know your Father in Heaven loves you. Yes, I do. You know He sent His one and only Son to this world, right? Yes, I do. Do you believe that Jesus Christ is indeed the Son of God? Yes. And do you believe, Emma, that He is your personal Savior, the one who forgives you of all your sins? I do. And how long do you want to follow Jesus? For the rest of my life. Emma, on the confession of your faith, we baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Abby a venit și mi-a spus, Pastor Penny, I have a request. Is it possible that my grandfather, Florin, baptizes? I said, of course. Yes, of course. And here he is, Pastor Florin. I'm happy. I have something special in English. Abby, are you happy today? Don't answer. Because I have the answer in the poem. Yes, it is my baptism day. Who else are happy too? My family, but Bunu especially. For how long you will keep your decision into your new relation? Are you, Abby, ready to say, all my life, every day? Do you have something else to say? Yes, I have a special prayer. God, to protect me every day and to guide me on my way. Amen. What do you address for us all? Thanks, Mom, Dad, and Michael. And of course, for all my relatives. For helping me on all my days to follow my Savior Jesus through all good or bad events. Amen? Amen. 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 Praise the Lord. Do you believe yes. in God Father? Yes, I believe. Do you believe in God Son? Yes, I believe. Do you believe in God Holy Spirit? Yes, I believe. I ask you, don't you have the questions in Romania? Remember what you said? English. English only. We did it. Was hard for me. Was hard for me, but I did it for you. I love you. We love you. Look around. Praise the Lord for Amen. This day. Amen. And for how long you will stay, like I said in poem, for all your days? May God bless you. Based on what you... Answer, we'll baptize you in the name of God Father, God Son, and God Holy Spirit. Amen. Amen. We believe in God Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit. And He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection. And He's coming back again. We believe. Chris, Brother Chris. Can you see your family from here? Yeah. You can wave at them. Chris, it's really an honor for me to do this. It's a privilege for me to do this because this is a serious thing, and I know you are one who takes God very seriously. You have a reverence for His holy name. And Chris, this is a very special moment. On this day, March the 24th, in the year of our Lord, 2019. Chris, I ask you in front of all these witnesses, do you believe that Jesus Christ is indeed the Son of God? I do. Amen. Amen. And do you believe that He is not only the Savior of this world, but He's a Savior, your personal Savior, and the only one yes. who can forgive you of your sins? Amen. And Chris, how long
will you decide to follow Jesus Christ? All my life. All your life. Upon this, the confession of your faith, we baptize you in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. We believe in God the Father. Marcus, ai un nume frumos. Yes. Yes. Știu că nu tu ai scris Evanghelia, dar pot să scriu Evanghelia astăzi. Nu știu dacă tatăl tău se uită, dar o să se uite cândva, pentru că este răspunsul rugăciunilor lui. Marcus te întreb astăzi în fața surei tale, cumnatul tău, prietenilor tăi, prietenei tale, a tuturor celor de aici. Crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi că El este Mântuitorul lumii întregi? Da, cred. Crezi că El este Mântuitorul tău personal? Da, cred. Pentru câtă vreme te-ai decis să-L urmezi? Până la moarte și dincolo de ea. Amen, Domnul să te binecuvânteze. Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Cred în Dumnezeu! Frate Petru și Pavel. Și Pavel. Yes? Right. Am aflat. Cu cine ești aici? Pe cine aici? Fica mea. Băiatul meu, Ginerida și Ligia. Aleluia. Dar dacă te uiți în sală, uite-te câți frați și surori. Și frați și surori. Domnul să-i binecuvânteze. Amin. Și special pe tine. Mă gândeam dacă e corect pentru tine să n-am două rânduri și le-am. Frate Petru, am și pentru tine o poezie. Domnul Dumnezeu cu tine să fie. Iar decizia și hotărârea luată s-o ții pentru viața toată. Domnul să-ți dea binecuvântare, har și multă îndurare. Amin? Amin. Amin. Se o rugăciune. Și acum vrem să te întrebăm înaintea atâtor frați, surori, oaspeți, prieteni, dar înaintea cerului. Crezi din toată ființa ta că Creatorul nostru există, numele Lui este Dumnezeu? Da, cred. Crezi că Fiul Său este Mântuitorul oamenilor? Da. Și-a dat sângele pe crucea din Golgota pentru iertarea fără de legilor și cred că și pentru ale tale. Crezi și tu? Da, cred. Domnul să fie lăudat. Amen. Crezi tu că prin Duhul Sfânt noi putem fi călăuziți pe pământul acesta? Domnul să te binecuvânteze, să înțelegi că numai prin El putem să fim călăuziți. Aș vrea acum să te întreb pentru cât timp vrei să stai în decizia luată de astăzi, hotărârea aceasta de a-L urma pe Domnul. Pentru cât timp din viața ta? Toată viața mea până la moarte și dincolo de ea. Domnul să-i aminte, pe baza mărturisirii tale, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Great day.
an opportunity of serving you here at Agape. I had a privilege of being with you, teaching you God's word. And it's also an honor, you know that from me, to be the one to baptize you. But we don't do it in our own selves. We do it in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. And we do it with this entire congregation all at once together. So Brother Allen, if you take a look at this congregation here, everybody here that loves you, everybody here that's supporting you, and in front of all these witnesses, all these people, all the cameras, more importantly, God in heaven. Amen. I ask you these questions. Brother Allen, do you believe that Jesus Christ is the Son of God? Yes. And do you believe that he is your personal Savior and the one who forgives you of all your sins? Yes. And Allen, Brother Allen, how long do you want to follow Jesus Christ? Forever and ever. God bless you. And upon this, the confession of your faith, we baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb was overcome. We sing hallelujah. We sing Yes. A little bit, yes. Look at your parents and your grandparents. They are over there. You know, all the Buktes, the Borchans, all of them. They're looking at you. All your friends over there. Yes. We are so happy for you. So, look, one more. They are taking pictures of you. You're famous, man. Yes. Nathan, do you believe that Jesus is the Son of God? I do. Do you believe that he is your personal Savior? I do. How long do you want to serve him? For the rest of my life. Upon the confession of your faith, we now baptize you in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Sau aș vrea să întreb încă o dată dacă mai este cineva care s-a decis să se boteze. Dacă încă nu și în timpul cinei, pentru că cei care s-au botezat vor lua cina, dar nu numai ei, ci vom lua și noi. Știu că este târziu, întotdeauna lucrurile nu sunt așa cum le planificăm noi oamenii, dar aș vrea să avem răbdare și urmează ca să luăm cina cu toții, toți care suntem aici. Așadar, se va cânta dintr-o cântare și în timpul acesta coborâm cu toții jos și o să avem cina. Fratele Sandu va fi în charge cu distribuirea cinei Domnului. Asta ne ridicăm picioare. Sângele tău m-a curățit. Sângele tău mântuit, sângele tău, viața mea, ai murit ca eu să fiu iertat. Sângele tău, sângele tău, m-a curățit, sângele I'm
Pe lângă botezul în apă, poruncit de Domnul Iisus Hristos și de cuvântul Scripturii, Domnul Iisus Hristos, în noaptea în care a fost vândut, a instituit Sfânta Cină, care reprezintă în miniatură ceea ce avea să se întâmple doar câteva zile mai târziu, când Domnul Iisus Hristos, trupul lui, s-afrând pe Golgota pentru păcatele noastre și sângele a curs pentru ca să fim salvați. Și Domnul Iisus Hristos a luat o azimă, a binecuvântat, a luat rodul viței, l-a împărțit între ei și a poruncit ucenicilor să facă lucrul acesta până va veni El. În același context, vom cere și noi binecuvântarea peste azimă, peste pâine și rodul viței. Fratele Nelu Peteanu se va ruga. Tată din ceruri, este o sărbătoare în cerurile prea înalte, este o sărbătoare în Biserica Agape, este o sărbătoare în familii diferite, Doamne, și îți mulțumim pentru că ai trimis pe Domnul Iisus Hristos ca prin El să se facă această sărbătoare și în numele Lui s-a făcut această sărbătoare. Și acum stăm înaintea Ta și Te rugăm ca să binecuvintezi întreaga adunare adunată în numele Tău. Binecuvintează fiecare suflet, binecuvintează fiecare ființă care a intrat în locul acesta, Doamne, văzând că Tu ești prezent în locul acesta, Doamne. Credem că în locul acesta mai sunt suflete care încă nu și-au predat viața înaintea Ta și Te rugăm frumos ca Tu, prin Duhul Sfânt, Doamne, le poți să le cercetezi în această seară. Cercetează, Doamne Dumnezeule, și cheamă-i pe nume, pentru ca numele lor să fie scris în cartea vieții și numele Tău să fie scris pe inima lor. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, Tată din ceruri, binecuvintează candidații care s-au botezat, frații și surorile care s-au botezat, Doamne, Te rog frumos ca să lași în continuare ca Duhul Tău cel Sfânt să-i cerceteze. Lasă ca numele lor să fie scris în cartea vieții până la sfârșitul vieții lor. Fă ca numele Tău, Doamne, să fie scris pe inima lor și numele Tău ca protecție să fie în jurul lor în orice vreme. Doamne, după botezul cu apă va veni botezul cu Duhul Sfânt și va veni botezul cu foc. În încercările lor, Doamne, și în problemele vieții, Te rugăm frumos, Doamne, ca să fii cu ei acolo, să-i ocrotești și să-i binecuvintezi, să-i păzești, Doamne Dumnezeule, de cel rău și să faci ca viața lor să fie o viață, așa cum au rostit în această zi, o viață împreună cu Tine, Doamne, și la aceasta Te rugăm ca să-i binecuvintezi. Mă rog în numele Lui Iisus Hristos ca să binecuvintezi și această zimă și să-i dai valoarea Fiului Tău, Iisus Hristos, Doamne, ca apropiindu-ne de trupul și sângele Fiului Tău, Hristos, să putem și în această după masă, Doamne,
Doamne, să simțim prezența Duhului în mijlocul poporului Tău. Binecuvintează și rodul viței, Doamne Iisuse, dă-i valoarea sângelui Fiului Tău, Iisus Hristos, și fă ca în momentul atingerii noastre de El, Doamne, prin credință să ne apropiem de sângele Lui, care poate ca să ierte vina păcatului poporului Tău și ne poate ierta pe fiecare în parte, Doamne. De aceea Te și rugăm, iartă-ne, Tată, în numele Lui Iisus Hristos, și fă ca această seară să fie o seară de sărbătoare. Îți mulțumim încă o dată și ne încredințăm în brațul Tău, prin Domnul nostru Iisus Hristos, în veci. Amin. The ground began to shake, the stone was rolled away, His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing Iisus Hristos e viu, El este în ceruri, dar avem în noi și între noi simbolul morții Lui. Trupul care s-a frânt, pâinea, azima care s-a frânt și rodul viței. Ne vom împărtăși cu azima și cu rodul viței. Vreau să vă spun că avem oportunitatea ca să stăm la masă cu El, toți cei care facem parte din trupul lui Hristos, și am experimentat nașterea din nou și am încheiat legământ cu Domnul prin apa botezului, am înțeles cuvântul Scripturii și atât inima, conștiința, cât și cugetul nu ne condamnă. Suntem mulți în locul acesta și poate că ai venit de departe, din altă parte și zici, aici nu mă cunoaște nimeni și pot să mă împărtășesc. Ai grijă, pentru că este cineva sus care ne cunoaște și te privește și te vede. De aceea am spus lucrul acesta, vom rămâne în picioare și vom cânta, iar frații vor împărți azima și rodul viței. The moon and stars, they went. The morning sun was there. The Savior of the world is falling. His body on the cross. Thank you.
Așteptăm și medităm la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Nu servim nici pâinea, nici rodul viței până când toți suntem serviți și apoi împreună cu păstorii de aici de la masă vom servi toți, împlinind cuvântul Scripturii care spune așteptați-vă unii pe alții și aceasta în contextul cinei Domnului. Sing hallelujah, the Lamb has overcome.
Aș vrea să întreb dacă a rămas cineva neservit cu pâine, vă rog să ridicați mâna. Cu rodul viței? Domnul Iisus a luat pâinea și a zis ucenicilor săi, luați, mâncați. Apoi a luat un pahar și a zis, beți toți din el. Ne ridicăm cu toți în picioare și mulțumim Domnului pentru că am avut prilejul acesta de a sta la masă și în această seară împreună cu Domnul. Cu toți împreună în rugăciune, mulțumim Domnului. Doamne, te binecuvântăm și îți mulțumim pentru oportunitatea de a sta la masă împreună cu tine. Mulțumim, Doamne, de dragostea ta. Mulțumim de călăuzirea Duhului tău. Mulțumim că ai fost cu noi. Mulțumim că ne-ai binecuvântat, Doamne, și în această seară. Ca să fim, Doamne, cu tine. Să ne bucurăm de pacea ta. Să ne bucurăm de aceasta, îți mulțumim pentru harul ce ne l-ai dat, pentru bucuria cerului, pentru bucuria noastră, Doamne. Este zi de bucurie, este zi de sărbătoare și noi cu toții ne închinăm ție, noi te proslăvim pe tine, te înălțăm pe tine pentru îndurarea ta, pentru harul tău. Ești minunat, de aceea, Doamne, te slăvim, de aceea îți binecuvântăm numele tău. Glorie ție, fii binecuvântat, fii slăvit, fii glorificat, Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Tu care prin Domnul Iisus Hristos ne-ai adus mântuire, ai adus har, ai adus liniște în viața noastră, îți mulțumesc și mă închin înaintea ta și te glorific pentru toate. Slavă ție, slavă numelui tău, glorie ție, îți mulțumim pentru această zi de sărbătoare, pentru prezența ta, pentru sufletele care au încheiat un legământ cu tine, Doamne, pentru toți cei care au fost prezenți și te rog să binecuvântezi acum hrana care ne așteaptă, Doamne, îți mulțumim pentru toți cei care au contribuit, Doamne, la pregătirea acestei hrani, Doamne, îți mulțumim pentru surorile de la ospitalitate și te rog să o sfințești, să o binecuvintești, să-ți binecuvintești și viețile noastre. Îți mulțumim pentru o zi de har, o zi de bucurie, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Aici se încheie, dar nu se încheie slujba divină din această seară. Nu se încheie din două motive. Unul, pentru că mai trebuie să dăm certificatele de botez și un cadou special din partea bisericii celor care s-au botezat. Și apoi nu se încheie pentru că va urma părtășia. Biserica Agape împreună cu familiile care au avut bucuria în această zi să-și vadă pe cei dragi încheiând în legământ cu Domnul, au pus la dispoziția noastră o masă. Este cu atât mai bine venită cu cât am stat mult în această după-amiază în curțile casei Domnului. Așadar, vă rog să nu vă grăbiți pentru că am și în privința aceasta un anunț cum o să servim masa. Însă, înainte de aceasta, aș vrea să dăm certificatele de botez celor care s-au botezat și câte o Biblie din partea Bisericii Agape și câte un buchet de flori. Și buchetul de flori, de obicei, la Agape îl dă un singur frate și acesta este Paul Prunean. Poate să învață și el cum să dea flori. Finally. Come here. Fratele Benny Talpoș, care a fost cel care a făcut catecheză, l-am ajutat și eu, dar el a avut o idee frumoasă. Și mărturiile fiecăruia, ce a trebuit să scrie mărturia pe computer, să facă un print-out și să o semneze și am pus-o într-un frame și acum, în această zi, o primesc înapoi ca să-și aduc aminte împreună cu certificatul de botez. Așadar, Chris Andra. Cipri mă va ajuta cu Biblia. Te rog, Cipri, să vii să aduci Biblia. God bless you, brother. Love you. Hey.
Jessica, Monica, Andra. And your Bible, Jessica? Joshua, Daniel, Andra. Nathan, Joshua, Bupte. Lily Katuna. Domnul să te binecuvânteze. Și avem și o Biblie pentru tine. Fratele Cipri. Emily, Priscilla, Florea. Thank you. Rebecca Galev. Valerie Anna Graviloni. Alan Inzunza. Brother. Angelina Rodica Lingurar. Mark George Lingurar. Marcus Colin Luca. Abigail Kristin Petruț. Petru Pavel Pivoda. Emma Jessica Saroni. And last but not the least, because her last name is Suster, Elizabeth Suster. Au primit câte o Biblie, îi spune Life Application Bible, in my opinion, one of the best Bibles for youth, but not only for youth, because it helps you to apply the Word of God in your life, and apply it in your life. Okay, read it and apply it in your life. May God bless you. Încă o dată, haideți să-i aplaudăm. Ne bucurăm de ei. Și acum, înainte ca să încheiem, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care ați făcut sărbătoarea noastră mai frumoasă. Prezența dumneavoastră a făcut sărbătoarea și mai frumoasă. Bineînțeles, ei sunt motivul bucuriei noastre. Prezența dumneavoastră a făcut sărbătoarea frumoasă și prezența Domnului a făcut sărbătoarea glorioasă. Și mulțumim Domnului pentru toate lucrurile. Domnul să fie înălțat. Îi mulțumim fratelui Ionci, cel mai bun prieten al meu dintre păstori. O spun cu inima deschisă.
Am făcut o glumă cu Canada. Într-adevăr, din Canada este cel mai bun prieten al meu. Domnul să te binecuvânteze. Aș avea o rugăminte la dumneavoastră, la cei care puteți. Am discutat împreună cu bordul bisericii. Fratele Ionci este în Kitchener, Canada și i-a pus cineva să construiască o biserică. A început construcția la biserică și mi-a spus, crinișor, o să o termin, o terminăm, luăm un loan, o facem, o dregem. I-a spus, Ionci, nu o să o termin când spui tu, nu o să-ți ajungă banii. Și știți, am și eu un dar al prorociei din asta, când, when it comes to construction, the church. Când vrea Domnul. Nu este o obligație, ci aș vrea să vă dau o oportunitate. Biserica lor este mai mică, în Kitchener comunitatea nu este atât de mare cum este la noi. Noi am fost binecuvântați de Domnul cu clădirea aceasta. Știți bine cei care au fost de la început cu Half Price. Dumnezeu a avut grijă de noi și ne-am bucurat și ne bucurăm de aceste facilități și mulțumim Domnului. Aș vrea să fac un apel la dumneavoastră, la cei care puteți, care Domnul v-a pus pe inimă. Fratele Eugen este în lobby, acolo Eugen este casierul bisericii noastre. Dacă nu-l cunoașteți, întrebați cine este Eugen și puteți să scrieți un cec și scrieți acolo la memo Canada și să fim un ajutor pentru fratele Ionci. Aș vrea să vă dau un motiv în plus pentru care aș vrea să-l ajutăm pe fratele Ionci. Rar ajutăm biserici în Canada sau în America. Însă fratele Ionci este un om care este aproape de inima noastră. Știți, în 2 Timotei, acolo scrie Apostolul Pavel de un om, Onisifor, care spune Apostolul Pavel, zice, nu i-a fost rușine de lanțurile mele și când a venit în Roma m-a vizitat. Cu alte cuvinte, atunci când toată lumea fugea de Pavel, Onisifor a venit și l-a vizitat pe Pavel. Aș vrea să vă spun, atunci când mulți fugeau de Agape Church, fratele Ionci a venit și a fost alături de noi când am deschis, când eram puțini, când aveam nevoie de o încurajare. Și Dumnezeu l-a folosit ca o încurajare pentru noi. Și îți mulțumesc mult, Ionci, pentru lucrul acesta. Domnul să te binecuvânteze. Evanghelia trebuie predicată în orice loc, în orice biserică, la toți oamenii care îl iubesc pe Domnul. Și Domnul să te binecuvânteze și să termin construcția și să mulțească Domnul banii, să pună multe planurile, să ți se pună și... Știți, poate v-ați gândit, cine l-a pus pe fratele Ionci să facă biserica? Știți cine? Unii care au zis, hai să facem biserică și acum, când trebuie să întindă mâna, zice, nu mai putem. So, haideți să fim o binecuvântare pentru el. Acum, urmează să servim masa. Sunt 3 stations, cu alte cuvinte, 3 centre de unde se servește masa, este același meniu. Unul este în Fellowship Hall. Fellowship Hall este mare, dar nu ne ajunge, nu este destul de mare. Acolo în Fellowship Hall, fiecare familie care a avut pe cineva care s-a botezat are o masă rezervată. Așadar, fiecare familie are o masă rezervată. Apoi mai sunt 2 other stations care sunt aici undeva în curte, aici unde sunt și palmierii. Haideți să ne împărțim bine și în Fellowship și la celelalte stations ca totul să decurgă operativ. Și vă rugăm, nu vă grăbiți, haideți să avem părtășia aceasta. Am investit și în lucrarea aceasta și este bucuria noastră. Familiile au fost atât de bucuroase și au spus, vrem să facem o sărbătoare, vrem pentru copiii noștri. Haideți să facem lucrul acesta și vă rog să nu vă grăbiți. Vrem să vă cunoaștem și să strângem relațiile, așa cum am spus. Vă mulțumesc. Încă o dată, nu uitați ce scrie aici, să vă luați copiii, săracii, după 4 ore, să nu rămână pierduți în casa Domnului, ok? Suntem liberi, vă mulțumesc, Domnul să vă binecuvinteze.
Să spun ce sufletul mi apasă și să auzi al meu suspin. Ești Dumnezeu în cer, tu nu mă las să pierd. Când sunt căzut, tu mă ridici. Tu vezi viața mea în îndurarea ta, că ești cu mine.